Iar o persoană a scăpat ca prin minune după ce un camion a intrat cu viteză în două case. Momentul în care șoferul pierde controlul firului a fost surprins de camerele de supraveghere. În imagini se vede exact cum mastodontul alunecă pe șosea și se oprește în două case. Unul dintre imobile a fost serios avariat, iar o persoană care se afla într-o cameră dărâmată a scăpat ca prin minune. În urma impactului, șoferul a fost aruncat prin parbriz însă a scăpat cu răni ușoare. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Cu toate astea, bărbatul de 48 de ani s-a ales cu un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar cercetările vor continua. Cel mai probabil cauza accidentului este neadaptarea vitezei la condițiile de iarnă, respectiv carosabilul înghețat.